Noua era antreprenorială a fost tema seminarului desfășurat la Timișoara și la care a participat Larry Farrell. This seminar is designed to reinstill the entrepreneurial spirit in a company so it continues to grow. So I think it's important. Acest seminar se adresează companiilor și noi din cercetările noastre am descoperit că există un ciclu de viață al companiilor. Ele au o perioadă în care se dezvoltă, cresc, după care intră într-o perioadă de declin și chiar mor. Seminarul nostru este despre cum să reinstaurăm anumite practici antreprenoriale în companii atunci când ele ajung într-o perioadă mai dificilă și să le facem să crească din nou și să-și revină, nu să ajungă în declin. Așa că, din punctul meu de vedere, cred că e foarte important. Este un expert internațional cunoscut în toată lumea și care are un parteneriat în România de 7 ani deja cu compania noastră. Astăzi am reușit să-l aducem în premieră în vestul României, la Timișoara, și credem că experiența domniei sale în acest domeniu poate fi un impuls important atât pentru companiile mari care își caută soluții pentru a rămâne competitive, cât și pentru companiile mici care își caută un drum în afaceri și își propun să aibă un viitor, o creștere și o dezvoltare. Cât de interesant a fost până acum acest seminar și ce credeți că va urma? Este din zona conceptului de antreprenoriat, care din păcate la noi este mai puțin înțeles în zona companiilor ca spirit, nu ca practică antreprenorială. Vine pe o nevoie, după părerea mea, majoră în România, pentru că e vorba de un tip de atitudine care, dacă o regăsim în orice tip de companie, și nu mă refer la antreprenor în sine, ci la angajatul care are o atitudine antreprenorială, vine ca un răspuns al unei nevoi pe care noi o avem în România și cred că o să mai avem de aici înainte. Larry Farrell e un tip foarte interesant. Aduce o noutate pe care alții nu o aduc vis-a-vis de abordarea antreprenorială în orice business. Practic, cred că noi suntem cel mai numeros grup din grupul nostru aici prezent, suntem vreo 6-7 persoane, pentru că noi chiar credem că e important ca în interiorul organizației să avem abordarea asta antreprenorială la nivelul fiecărui angajat. Practic, de asta am venit aici. Larry Farrell este expertul numărul 1 la nivel mondial în domeniul gândirii și practicilor antreprenoriale destinate atât companiilor mici cât și corporațiilor.